Să ne închinăm Domnului cu mulțumire pentru timpul care l-am avut la ora de rugăciune și la școala duminicală și să cerem călăuzirea Tatălui Ceresc prin Duhul Sfânt peste viețile noastre la serviciul divin de dimineață. Fratele Costel Stătescu este chemat să ne conducă în această rugăciune. Amin. Să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, la Cartea prorocului Hagai. Pagina în Biblie 906, vom citi cuvântul Domnului de la Hagai, capitolul 1, începând cu versetul 5 la 14. Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Sămânați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce, zice Domnul oștirilor? Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste undă lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimesese și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimesul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și Duhul lui Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot, și Duhul întregii rămășiții a poporului, așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeul lor. Amin. Ocupăm locurile și în timp ce cântăm o cântare, ne închinăm Tatălui Ceresc și cu darurile de bună voie. Fratele Nelu Ieremia va porta colecta în timpul cântării. Cântarea de la numărul 641, cântările Evangheliei, 641. Doamne, aud ca ta îndurare, vrei la toți să o împărțești, a ta binecuvântare și mie să o dăruiești. Doamne, aud ca ta îndurare, vrei la toți să o împărțești, a ta binecuvântare și mie s-o dăruiești. Mie și mie mila ta s-o dăruiești. Doamne, nu mă lăsa singur de și am rea inimă. Învață-mă în tot timpul, primește-mă pe mine, pe mine, îndură-te spre
Evanghelia după Matei, capitolul 12, cu versetul 30. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Așa telegrafic câteva anunțuri. Doresc doar să repet ceea ce deja știm, anticipăm și așteptăm. Cu voia Domnului, duminică 23 mai, la 10 de dimineață, vom avea botez. Fratele Dolorian va mărturisi pe Domnul Iisus în apa botezului. După botez vom avea o agapă, o masă de dragoste, o sărbătoare a întregii familii. A întregii biserici, a familiei bisericii, la care toți cei prezenți acum și prezenți atunci sunt invitați să ia parte. Sigur că este o bucurie specială pentru familia Matiaș, dar este o bucurie a întregii familii lărgite a bisericii și în sensul acesta noi o tratăm cum am tratat fiecare botez, ca o sărbătoare a bisericii, ca o sărbătoare a familiei și agapa, o masă de dragoste a familiei lărgite, a întregii biserici. Așa că surorile sunt invitate, li se spune ca ocazia și oportunitatea ca să aducă pentru duminică prăjituri. Și pentru frați, și pentru surori, și pentru copii, și pentru vârstnici, și pentru tineri și musafiri. În același timp, deși sora Mariana cam la toate mesele de când a preluat de la sora Ana Baia, ștafeta s-a ocupat și poate că v-a interpelat, soră, vii să facem, hai să facem, poate că acum, pentru că e vorba de băiatul lor, e fie mai timidă și mai reținută și noi românii avem așa și noi a noastre probleme, păi dacă nu m-a chemat, păi de ce n-a venit, că nu aștepta să-l chem și nu știu, totdeauna mingea la celălalt. Frați, surori și mai ales surori, pentru că intrăm pe perioada în care surorile sunt mai efective și mai necesare, nu așteptați neapărat să vă cheme sora Mariana. Întrebați-o voi acum la încheiere, soră, la ce pot să ajut, când facem ceva, când se face, pentru că va fi bine din ambele părți. Iar în ce privește prăjiturile, nu așteptați până duminică dimineața. Eu cred, acum mă bag eu într-un domeniu unde nu am expertiză la prăjituri decât la capătul celălalt când le mâncăm. Și-s bune, și dulci, și alunecă, este ca cuvintele bârfitorului, spune în proverbe, nu? Dar sigur că intenția este să fie prăjituri pentru toți cei prezenți și poate vor fi mai mulți ca de obicei. Și de aceea este bine, dacă spune soră, eu aduc o prăjitură, aduc o tavă sau aduc o farfurie cu whatever, pentru că se poate face o oarecare estimare și dacă se consideră că mai ar trebui ceva pe lângă ce se aduce, să se mai comande niște prăjituri, pentru că sunt, e o regulă la asemenea mese, că dacă nu rămâne un pic, nu ajunge. Și noi am vrea să ajungem. Astea sunt detalii tehnice, deci lăsați un spirit de voluntariat să aibă loc. În același timp vreau să mai spun încă o dată, deci pe 23 mai nu vom avea școala duminicală, vom avea rugăciunea de la ora 9 până la ora 10 și de la 10 la 12 serviciul divin și botezul, actul punerii mâinilor, ca să putem să desfășurăm aceste lucruri fără să fim presați de timp și vom avea două lecții într-o școală duminica de după botez. În această seară, frate Daniel Decean am aflat că intenționează să facă cu coriștii repetiție pentru duminica viitoare, pentru slujirea de duminică, așa că coriștii sunt așteptați de seară la serviciul divin și sunt așteptați să rămână la repetiție. Acum sunt unii care nu știu dacă sunt cu noi online sau sunt pe alte lines,
Dar vă fac o sugestie. Fiecare dintre voi care cântați în cor, știți cine e lângă voi, la cor, când cântați. Și dacă nu-i prezent în biserică, dați-i un telefon. Și dacă sunteți timizi, o spus fratele Levi că să-ți spun că nu te-am sunat să te întrebi ce n-ai venit la biserică. O spus că să spun numai să vii de seară, că o să avem și repetiție și știți, Duhul Domnului îi va cerceta. Alte anunțuri le vom mai face pe parcurs. Haideți să mai cântăm dintr-o cântare și apoi să ne apropiem de textul acesta care l-am citit și mesajul care îl avem din Cuvântul Domnului. Cântările Evangheliei 12. Veniți, cântați că Dumnezeu mult ne-a iubit. Veniți, cântați că Dumnezeu mult ne-a iubit. Să lătați cu toți de harul său că somnul morții vă sculați, mila-ndurarea lui căutați. Întunericul a trecut, el ne-a iubit, el ne-a iubit, că Dumnezeu mult ne-a iubit. Întotdeauna când citim un text din Sfânta Scriptură, ne întrebăm în mod legitim care este mesajul esențial al textului. Și un text poate fi asemănat oarecum cu un copac, care are multe ramuri și unele chiar foarte solide, foarte robuste, dar are un trunchi. Și ne întrebăm care este trunchiul, care este mesajul principal al acestui text. Fără discuție, atât de bogat și minunat este Cuvântul lui Dumnezeu, că fiecare paragraf poate fi obiectul mai multor predici sau mai multor lecții, a mai multor aplicații practice în viața noastră. Dar opinia mea sau înțelegerea mea este că mesajul esențial sau îndemnul principal, ideea forță a acestui cuvânt din această zi, o avem din versetul 5 și din versetul 7. Ca să zic așa, ar putea fi cuvântul de aur a textului, că încă suntem în atmosferă de la școala duminicală. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și apoi dacă citim și versetul 7 din nou, așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Cred că acesta ar putea fi, dacă ar fi o școală duminicală din textul ăsta, titlul școlii. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și căile voastre aici nu înseamnă drumurile pe care mergeți și trotuarele pe care umblați, ca nu cumva să vă împiedicați. Nu, nu. La felul vostru de viețuire, la felul vostru de a fi, la felurile voastre de trăire, la ce faceți, cum faceți, ce vă preocupă, ce e important pentru voi, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și să știți, fraților, că dacă fratele Levi sau fratele Ionel, fratele Costel sau orice alt frate ar lua cuvântul la școala biblică sau după amiază, la timpul de laudă și ar spune, frați și surori, am un îndemn pentru voi și pentru noi toți. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Să ne uităm cu băgare de seamă la căile noastre și tot ar fi foarte important. Dar prorocul Hagai are grijă să clarifice că nu-i doar un îndemn al lui. Chiar dacă probabil că avea statura și competența și credibilitatea să dea poporului un îndemn. Hagai vrea să precizeze, nu vă spun eu, nu vă îndemn eu, și de aceea fiecare din aceste două versete, 5 și 7, începe cu așa vorbește Domnul oștirilor, Domnul Savaot.
Este un cuvânt de proclamare. Este un cuvânt cu putere, cu forță, cu autoritate. Că dacă vă spune fratele Levi, vă spun, frați și surori, să vă uitați cu băgare de seamă la căile voastre, vine cei firesc întâi și o să ziceți, pe ce ne spune el nouă? Uite-se el la căile lui, că da, și el trebuie să se uite. Categoric, aveți dreptate. Dar nu ne spune fratele Levi sau al frate, nici fratele Hagai, prorocul, ci Domnul oștirilor, Domnul Savaot le-a spus lor și ne spune și nouă în această dimineață, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Fiți atenți la cum trăiți, cum vă consumați viața, cum vă investiți viața, ce vă capacitează, ce vă fascinează, ce vă atrage atenția, cu ce vă petreceți timpul. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și dacă numai atât ar fi și ne-am oprit aici, n-ar fi puțin. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Textul acesta, implicit și explicit în același timp, ne transmite o învățătură și învățătura este că starea noastră, inclusiv bunăstarea noastră materială, starea vieții noastre, inclusiv aici și acum, și desigur că și mai mult starea spirituală și starea veșnică depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Dar nu doar într-un mod general, ci într-un mod special și particular de relația noastră cu casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune. Și relația noastră cu casa lui Dumnezeu, să știți că definește și determină inclusiv viața noastră în lumea de aici și de acum. Succesele noastre aici pe pământ sau falimentele noastre, realizările noastre și eșecurile noastre, nu numai spirituale, chiar și cele materiale. De prea multe ori vedem ca și cum ar fi o separare între viața de credință, între biserică și cei în afară. Duminica venim la biserică, dacă nu la ambele servicii, la unul, dacă cumva facem noi o dată săptămână să vin la biserică, că ar fi prea de tot să nu venim deloc. Deși din nefericire, sunt atâția pentru care nu-i prea de mult. Vorbeam zile trecute așa și priveam așa în jur. Avem o biserică de oameni care nu vin la biserică. Care cândva au fost, care cândva și-au adus copiii la binecuvântare, care merg la american, merg la turci, merg la tătari, nu merg nicăieri, cei mai mulți nu merg nicăieri. Din cuvântul lui Dumnezeu, din istoria biblică, dar din istoria pe care fiecare o știm, să știți că oamenii care n-au avut o relație corectă cu casa lui Dumnezeu, cu casa de rugăciune, cu adunarea răscumpărată a Domnului Iisus Hristos, acea biserică de care în fapte 2 spune că și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Oamenii aceștia n-au ajuns bine în niciun fel, nici în lucrurile lumii acesteia, nici în lucrurile vieții de familie, nici cu copiilor. Uitați-vă, cunoașteți și voi, aveți cunoscut, aveți prieteni și dacă sunt mai binecuvântați ca voi și ca noi care căutăm, nu că am fi perfect și sfinți, că avem nevoie de pocăință și de perfecționare și sfințire, care am căutat să păstrăm o legătură bună și o relație corectă cu casa Domnului, spuneți-mi ca să știu și eu, în ceea ce eu am văzut și văd, atât în România cât și în America. Oamenii care s-au depărtat de casa lui Dumnezeu, oamenii care n-au păstrat o legătură strânsă cu casa lui Dumnezeu, n-au experimentat binecuvântări speciale, dimpotrivă au experimentat probleme în familia lor, cu copiii lor, câteodată între ei, ca soț și soție, și nu de puține ori, și n-au ajuns nici unul la Casa Albă, și n-au ajuns milionari, au trăit și ei cum trăiesc alții. Tatăl meu și mama mea au fost niște oameni credincioși. Au fost oameni, n-au fost perfecți, n-au fost sfinți. Sfinți ca și noi, sfințiți de Domnul. Dar tatăl meu n-a fost să lipsească odată o duminică de la biserică. Nici dimineața, nici seara.
Și mama mea la fel. Eu nu pot să-mi aduc aminte și încă să știți că o avea 62 de ani, dar am o memorie încă bună. Cam de 26 de ani, probabil. Memoria, nu rest. Mai uit și eu, dar îmi notez. Și anunțurile le notez. Eu nu pot aduce aminte de o duminică în care tata și mama pur și simplu l-au mers la biserică, așa că... Nu. 52 de zile de lucru la un bărbat și 52 de zile de lucru la o femeie adunate fac 104 zile de lucru. Vreau să vă spun ceva. Am trăit cum s-a trăit atunci, după nivelul de trai al României și al lumii de atunci. N-am fost mai slab îmbrăcat, nici eu, nici fratele meu, ca alți copii. Nu. N-am mâncat mai puțină mâncare sau de mai slabă calitate și n-am fost mai slab ca alți copii, ba dimpotrivă, am fost destul de rotofel încă din clasa întâia. Parcă eram unul de-a treia. Dar 104 zile și n-am locuit. N-am avut casă cu, eu știu, videocamere, cu, să faci cifru, nu știu ce acolo. Nu. A fost cum a fost. Dar n-a fost câtuși de puțin sub nivelul de trai mediu, ci dimpotrivă. Dar mie mi se pare că economic vorbind nu face sens. Cineva care lucrează 2 luni în plus pe an ar trebui să fie mult mai sus. În biserica asta, n-am să spun nume, deja aș putea, sunt imediat 30 de ani, sau intrăm la 30 de ani, de oameni, eu știu oameni, bărbați și femei, pentru care casa Domnului a fost lege. Casa Domnului a fost lege. Dimineața, seara, vinerea. N-au fost mai slabi îmbrăcați? Nu au ajuns acum la bătrânețe să nu poată să trăiască, să n-aibă bani? Relația noastră cu casa Domnului, cu adunarea, să știți că definește în multe feluri, inclusiv realitățile lumii de aici și de acum, chiar și realitățile materiale. Uitați-vă ce spune cuvântul în versetul 6. Sunt aici niște contraste. Semănați mult! Acum noi nu semănăm, că nu suntem în business de semănat. Noi facem alte lucrări, dar lucrați mult, puneți ore multe. Și pentru că lucrați așa de mult, n-aveți vreme să câștigați. Lucrați mult. Semănați mult. Când lucrezi mult, ce te aștepți? Care e normal? Ce ar fi să fie? Să câștigi mult. Și vine Dumnezeu și spune, hei, baptistul meu, pocăitul meu, fiul meu, stai un pic și te gândește. Semeni mult și strângi puțin. Uitați-vă apoi la alt contrast, altă antiteză. Mâncați și nu vă săturați. Toți mâncăm mai bine decât am mâncat în America. Nici nu mai cumpărăm de la magazin de care cumpăram atunci, nu? Ne-am elevat. Ne săturăm mai bine? Nu știu. Suntem mai fericiți? Nu știu. Cuvântul spune mâncați și nu vă săturați. Și nu că nu se umpli stomacul, dar n-ai mai multă satisfacție. Ceva tot îți lipsește. Beți și tot rămâneți însetați. Și nu vă potoliți setea. Deci numai contraste, numai antiteze. Lucri mult, ai puțin. Mănânci, rămâi flămând, nu te saturi. Bei și nu-ți potolești setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Cum adică? Păi dacă iarnă, frig, mai pui o haină în plus. Sigur că nu e vorba doar în sensul imediat. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Cine câștigă o simbrie, o leafă, un salar săptămânal, o pensie lunară dacă o are. Ce bine că o are, nu? Dar cuvântul ce spune? Cine o câștigă, ce face cu ea? O pune într-o pungă spartă. Și dacă e în pungă spartă, ce se întâmplă? Curge. Și tu crezi că ai. Tu crezi că ai. Și când vine momentul să bași mâna în pungă, nu mai ai. Când te bazezi pe ceea ce tu crezi că ai făcut, o să ajungi să vezi că ai pus într-o pungă spartă. Vă așteptați la mult. Vă așteptați la mult. Ai investit.
Te-ai consumat timp, tot, bani, energie, înțelepciune. Nici nu mai ai avut vreme să mai vii la biserică. Nici nu ai putut să vii de obosit ce ai fost. Vă așteptați la mult. Și iată că ați avut puțin. S-ar putea să vă contrarieze ce vă spun, să nu ne placă. Din nou, nu-i cuvântul meu și nici măcar al lui Hagai, ci Domnul oștirilor, Domnul Savaot vorbește. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Dumnezeu dă binecuvântarea și împlinirea, dar Dumnezeu aduce și restriștea. El dă și El este Cel care ia. Ați adus, dar eu l-am suflat. Și, dragii mei, când suflă Dumnezeu, e jale. Nu mai poți să ții. Păi cum o să sufle Dumnezeu? O, dragul meu, nici nu mă opresc să-ți răspund. Dacă ar fi trebuit, dacă n-aș fi avut insurance și așa, ultimul dolar care l-am câștigat în Statele Unite, și dacă n-aș fi mâncat de câți ani sunt, nu ar fi ajuns să plătesc cheltuielile medicale care ar fi fost. Mi-aduc aminte de toți anii în care n-am avut insurance. Foarte mulți ani. Nici eu, nici copiii. Dar știți ce lucru special a fost? Nici noi, nici eu, nici binodora, nici copiii, n-am fost bolnavi în toți aceia niciodată. A venit că am avut insurance după ce am intrat în învățământ, am fost oarecum mai bucuroși. Dar bucuria cea mai mare a fost că deși am avut insurance, n-am fost niciodată nevoie de el. Nici nu prea merg la doctor. Doctorii rămâneau flămânzi după mine. Ieșeau toți din business. Bine, a venit vremea că s-au recuperat și ei. Așa se întâmplă pe pământ, avem de toate. Într-o zi, într-o singură zi, tot ce ai strâns, tot ce ai pus în pungă, poate să dispară. Și poate o să zici că e un accident. Poate o să zici că bursa, că una, că guvernul, că primarul. S-ar putea să fie guvernul, primarul, că se folosește Domnul și de ei, dar nu. L-ați adus acasă și zice Dumnezeu, eu l-am suflat. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn, peste oameni și peste vite. Și peste tot lucrul mâinilor voastre. Când Dumnezeu udă, când Dumnezeu dă ploaie, crește. Cresc plantele, cresc holdele, pomii, fructele, legumele, grâul, porumb, crește. Zice Pavel că Dumnezeu face să crească și să fie rod. Dar când Dumnezeu nu udă, când Dumnezeu suflă și aduce seceta, chiar dacă tot vrei tu, frate, să uzi cu furtunul, să știi că nu crește. Am chemat seceta peste cutare, peste cutare și poate că o să zicem noi, a, mustul, uleiul, noi nu suntem cu astea, nu ne afectează. Am chemat seceta, așa începe, și care e ultimul statement? Și peste tot, lucru mâinilor voastre. Frate și soră, poți să ai bătături în palm. Să ai cele mai harnice mâini, cele mai harnice mâini, cele mai îndeletnice, mai îndemnatice, pardon. Dacă relația ta cu Dumnezeu și casa ta cu casa lui Dumnezeu nu e în relația care Dumnezeu așteaptă, să știi, binecuvântarea încetează. Vezi că nu mai curge la robinet, pur și simplu, pentru că Dumnezeu aduce seceta. Frate Levi, vrei să ne sperii? Nu. Nu. Vreau dimpotrivă să vedem ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fim binecuvântați, ca să dea Dumnezeu ploaia lui și în sensul literal și în sensul spiritual, ca să ne binecuvinteze Dumnezeu în toate felurile și cu binecuvântările pământești și cu cele duhovnicești în locurile cerești. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului, eu sunt cu voi, zice Domnul. Frați și surori, versetul 13 spune, eu sunt cu voi. Domnul zice, eu sunt cu voi, dar ce zicem noi?
Aleluia! E fain, aleluia, dar nu-i destul. Doamne, dacă Tu ești cu noi și noi suntem cu Tine. Mi-a rămas de la, am zis și eu, școlă ca și voi, despre președinții americani, că no, suntem în țara asta, suntem pe pământul ăsta. Abraham Lincoln spunea, pe mine nu mă interesează așa de mult ca să fie Dumnezeu de partea mea. Ce mă preocupă e să fiu eu de partea Lui. Pentru că dacă tu ești de partea Lui și ești de partea corectă a Bibliei și a istoriei și într-o relație corectă cu casa lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, eu sunt cu voi, zice Domnul. Uneori nouă ni se pare că ar trebui cumva să facem ceva, să-i atragem lui Dumnezeu atenția asupra noastră. Doamne, cred că ne-ai uitat, cred că ești obosit, cred că, Doamne, privește asupra noastră, Doamne, uită-te la noi. Știi? Cercetătorul ăla care ședea la poartă. Strategia lui era ca să atragă atenția trecătorilor asupra lui. Și pentru asta el, toți cercetătorii au așa o tehnică. Încerci să nu te uiți, dacă vrei să nu-i bagi în seamă, dar dacă ăsta el zice, te rog, ajută-mă, God bless you, și dacă nu-i dai și ai trecut, te binecuvintează, și câteodată te face să simți vinovat și te întorci și dai ceva, chiar dacă ai trecut. Preocuparea omului ăluia era să îi facă pe apostol să se uite la el. Când Petru se oprește, se schimbă lucrurile. Ce spune Petru? Uită-te la mine! Uită-te la noi! Frate și soră, preocuparea ta nu trebuie să fie că, Doamne, îndreaptă-ți privirile spre noi, îndreaptă-ți Tu, frate Levi, privirile spre Dumnezeu. Tu cu casa ta, cu copiii tăi, cu nepoții tăi și să știi că privirile Lui sunt și vor fi asupra ta. Nu, Dumnezeu nu se uită la noi. Noi nu ne uităm la El. Nu, Dumnezeu ne-a uitat. Nu, noi L-am uitat. Nu, Dumnezeu ne neglijează. Noi Îl neglijăm. Nu, Dumnezeu nu ne bagă în seamă. Noi Îl băgăm pe El. Un poet a scris, nu-i greu ce dăm noi pentru Domnul. Ce-a dat El pentru noi e greu. Nu Dumnezeu pe noi ne lasă, ci noi lăsăm pe Dumnezeu. Și după ce L-am lăsat și L-am uitat și nu mai ne-am amintit de El din când în când, după aia ne văietăm și ne plângem că ne-a lăsat Domnul. Nu. Eu sunt cu voi, zice Domnul. Și la asta ce-i spun eu, Doamne, și eu sunt cu Tine. Că despre mine, spune Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. Doamne, dacă alții nu vor sluji, nu vor veni, se vor îngropa în lucrurile lumii acesteia, Doamne, eu îți voi rămâne credincios. Că despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Vom avea ochii sintiți asupra Ta și, Doamne, vom fi cu Tine. Eu sunt cu voi, zice Domnul. Doamne, vom fi cu Tine. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeul lor. Să nu vă puneți cumva întrebarea că oare ce-i de făcut la biserică de păstorul predică asta. Ar mai fi unele lucruri de făcut, dar predica nu-i cu scopul ăsta. Și lucru la biserică, și lucru în adunare și prin adunare, între credincioși, prin credincioși, nu are de-a face doar cu, eu știu, un zugrăvit, un schimbat de priză, toate lucruri care sunt necesare și pentru care mulțumim tuturor fraților noștri care de-a lungul anilor s-au implicat și se implică. Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească. Nu le-ați făcut că n-ați avut ce face, sau că au fost plictisiți. Din dragoste pentru casa Domnului, pentru locul unde se întâlnește poporul Domnului le-ați făcut. Dar e de lucru în casa Domnului, la nivel spiritual și în înțeles duhovnicesc. E nevoie de fiecare din noi la rugăciune. E nevoie de fiecare din noi la școala duminicală. E nevoie de fiecare din noi la serviciul divin și dimineața și seara și vineri. La repetiții la fanfară, la repetiții la cor. Nouă ni se pare că biserica are nevoie de noi și Dumnezeu are nevoie de noi. O fi și așa dacă vreți. Dar eu vă spun că noi avem nevoie de Dumnezeu. Și noi avem nevoie de poporul lui Dumnezeu. Și avem nevoie de adunarea lui Dumnezeu. Domnul oștirilor spune, eu sunt cu voi. Și eu ce-i spun? Doamne, eu sunt cu Tine. Orice ar fi, că despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. După ce mâncați supa, după ce mâncați pireu,
Cam pe când ajunge la prăjitură, la cafea, stați un pic de vorbă fiecare așa în casă, soțul cu soția, noi între noi așa, în intimitatea aceea. Și comentați predica. Și vorbiți între voi și răspundeți la întrebarea, suntem noi cu Domnul în măsura în care Domnul este cu noi? Și nu vă dau tema asta doar vouă, mi-o dau și mie. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la umbletele voastre. Amin. Cred că am reușit ca acele minute care le-am luat de la școala duminicală și am promis că le dau înapoi să le dau. Haideți să cântăm împreună un verset, două de cântare, o cântare și să încheiem cu rugăciune. Cântăm ridicați. Cântarea de la numărul 194, cântările Evangheliei 194. Iisuse, viața mea, ține-mă în apropierea ta, dragostea crucii tale să mă conducă pe-a ta cale. Iisuse, viața mea, ține-mă în apropierea ta, dragostea crucii tale să mă conducă pe-a ta cale. Condu-mă, condu-mă mai aproape la tine, zi de zi mai aproape, Iisuse, condu-mă la tine. Fratele Iosif Buzangia ne conduce în rugăciune de mulțumire la înghiere. Amin. Cu pacea Domnului, adunare este liberă, Domnul să vă binecuvinteze. Tuturora, har, pace și sănătate de la Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.